director Liceului Tehnologic Constantin Brâncuș din Sfântul Gheorghe, județul Covasna. Avem plăcerea astăzi să fim alături de executiv șef Sfânt Vasile și de încă doi colegi de la Lux Divina, care au răspuns prezent chemării noastre de a învăța să gătim pește. De ce pește? Fiindcă în județul Covasna consumul de pește este foarte redus, fiindcă acești copii pe care îi formăm în meserile de bucătași, tehnician, gastronomie, trebuie să înțeleagă că peștele are un rol foarte important în nutriție și pentru sănătatea lor. Din această cauză, astăzi, acești copii alături de executiv șef Sfântul Vasile au gătit chifteluțe din carne de pește, coș de pește și saramură de crap cu mămăliguță. Trebuie să înțelegem faptul că școala învață doar ABC-ul meseriei de bucătar sau de tehnician în gastronomie. De fapt, practica face diferența între un bucătar bine format și unul care doar are niște noțiuni teoretice. Am apelat la Lux Divina și la șef Vasile Sfânu, că suntem colegi în Asociația Eurotop România și fiindcă ne întâlnim de obicei la competiții, unde Asociația Eurotop România invită și juniorii. Chiar anul acesta a fost prima competiție de juniori pe care Asociația Eurotop România a organizat-o la Sibiu. Mulțumim pentru această ocazie deosebită de a da posibilitatea celor care se pregătesc în nou la meserie de bucătar, de a exersa alături de șefi renumiți. Și vreau să vă zic că pe 20 octombrie a fost Ziua Internațională a Bucătarului. Noi am vorbit din timp cu conducerea de la Lux Divina ca să facem un eveniment în acest sens. S-a întâmplat astăzi marți, fiindcă se știe, restaurantele sunt în sezonul nunților, iar luni și marți e mai liber. Mulțumesc frumos!